Chiar vreau să îi mulțumesc doamnei director Sorina Stanca de la Biblioteca Județeană Octavian Cuga, cu care avem colaborare de foarte mulți ani și să-i mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată ne sprijină când avem un eveniment important, este alături de noi. Ceea ce este foarte important, așa cum a menționat domnul președinte Bacar, este o bibliotecă deschisă pentru sufletul elevilor noștri, cu care bibliotecă cu care avem colaborare și unde elevii noștri se simt foarte bine. Și vă mulțumim pentru că sunteți deschiși. Aici există și o bibliotecă virtuală, cred că prima din România, dacă bine îmi amintesc, care e deschisă pentru elevii cu deficiențe de vedere. O să mulțumesc foarte mult și colegilor mei pe care îi văd aici, colegii directori cu care împărtășim în fiecare zi toate lucrurile, doamna Piotr, nici râde. Toate lucrurile care se întâmplă în învățământul special, noi suntem o echipă și aș putea spune chiar o familie. Ne întâlnim foarte des, ne sprijinim foarte mult și tot timpul suntem alături unii de ceilalți. Și le mulțumesc din suflet că suntem alături, ne împărtășim bucurii, zâmbim împreună, plângem împreună, dar asta este o parte de culise care putem plânge și de bucurie. Le mulțumesc din suflet că sunt alături de noi astăzi și pe toată perioada concursului, inclusiv colegilor mei care au făcut posibil ca astăzi să avem la dispoziție toate lucrurile pe care le aveți dumneavoastră și așa cum a menționat colegul meu, domnul Varda, nu-l lasă și asume singură responsabilitate. Și eu mi-asum, dacă ceva nu funcționează, vă rog să ne spuneți și să ne iertați pentru lucrurile care nu funcționează, să ne spuneți și încercăm să îmbunătățim. Avem alături de noi și clubul Lions Genesis, căruia îi mulțumim că este alături de noi. Clubul Rotary, de asemenea, ne sprijină și alte asociații, fundații care sunt în permanență în colaborare cu noi. Și este alături de noi doamna inspector Amalia Curzău, pentru programe educative școlare extrașcolare din Inspectoratul Școlar Județean, căruia îi mulțumim pentru că ne sprijină atunci când avem de desfășurat activități. Pentru că toată lumea și-a exprimat bucuria că suntem de aici și v-a urat succes, declar deschis concursul național pentru elevi cu deficiențe de vedere din aprilie 2015. Vă urez succes, să vă simțiți cât mai bine, să profitați și sperăm că și timpul va fi alături de noi. Mulțumesc tuturor! Și aș vrea să vă spun că astăzi o să ne întâlnim la instituție Comisia Centrală Evaluatorii pentru a dezbate și pune la punct toate activitățile pe care le vom desfășura mâine și poimine. Mulțumesc și să vă simțiți cât mai bine!